minare de criptomonede folosind energia furnizată de motorul mașinii. Energie gratis este visul oricărui miner de cripto. Practic, aplicând soluția propusă de mine în acest filmuleț, vei folosi motorul mașinii ca generator de curent pentru aparatul de minat. E o idee atât de simplă și mi se pare atât de bună și de profitabilă, încât mă mir că nu a fost implementată la scară largă. Probabil că e un impediment major care îmi scapă în acest moment. Dar totuși cred că această idee merită atenție. Soluția poate fi implementată pe mașini de taxi, de ride-sharing, de curierat, pe microbuzele de pasageri, pe autobuze și pe tiruri. Practic, orice mașină care stă cu motorul pornit minim 10 ore pe zi, poate fi folosită ca sursă de energie pentru aparatul de minat. Soluția tehnică. Instalezi un inverter de la 12 la 220 de volți, de minim 1500 de W, pe care îl legi la acumulatorul mașinii, sau și mai bine, instalezi pe mașină o baterie suplimentară pe un circuit separat cu întrerupător, astfel încât, atunci când îi opri motorul, să poată fi decuplat. Și instalezi inverterul cu aparatul de minat pe acest circuit secundar. Astfel, ar trebui să poți mina și cu motorul oprit câteva zeci de minute. Apoi iei de gata un aparat de minat, sau mai bine un calculator cu o placă video puternică. Aici, în funcție de mașina pe care o folosești, trebuie să te documentezi, să vezi cât consumă aparatul de minat și ce putere livrează alternatorul, astfel încât să-l poată alimenta. Cele mai mici alternatoare de pe mașinile pe benzină de 900 de cm cub au cam 70 de amperi, adică aproximativ 840 W. Dacă folosești o mașină diesel, alternatorul ar trebui să livreze peste 100 de amperi, adică minim 1200 W. Cele mai puternice plăci video consumă aproximativ 500 W. Deci, în teorie, chiar și cel mai mic motor ar trebui să poată alimenta un aparat de minat mic. Trebuie să mai afli detalii tehnice despre criptomoneda pe care vrei să o minezi, despre procesul de minare, setările pe care trebuie să le faci de fiecare dată când pornești procesul de minare și altele pe care, din păcate, nu știu să ți le spun pentru că n-am încercat să minezi niciodată. Dar toate informațiile le poți afla din mediul online. Trebuie să ai o mașină cu aer condiționat și să faci o adaptare astfel încât să poți direcționa un flux de răcire pe aparat, pentru că se încinge destul de tare, mai ales vara. Și ar mai trebui să ai o conexiune bună și nelimitată la internet. Dacă folosești telefonul, ar trebui să fie unul dedicat acestei activități, nu să primești și apeluri pe el în timp ce minezi. În oraș, la taxi, car sharing și curierat, nu cred că e nicio problemă cu netul. Mai delicat ar putea fi la tiruri. Pe coclaur se mai pierde conexiunea. Dar asta e, îl pui din nou la treabă când revine netul. Ar putea fi utilă și o antenă de amplificare a semnalului. Consumul mașinii nu crește când minezi și nici puterea motorului nu scade. Practic, atâta timp cât folosești mașina ca să-ți faci jobul pe care oricum îl faci zi de zi, ai energie gratis pe care o folosești la minarea de criptomonede. Investiția nu e mică, poate fi de câteva mii de euro și îți mai trebuie și ceva pricepere ca să o implementezi. Dar odată pus la punct, sistemul va funcționa pentru multă vreme și va produce pentru tine. Mai ales dacă și prețul cripto va crește din nou. Dacă ai o flotă de taxiuri sau de mașini de livrare și instalezi pe fiecare câte un aparat de minat cu câte 3 plăci video, o să ajungi să câștigi mai mult din cripto decât din activitatea de bază. Sistemul poate fi implementat chiar mai bine și mai ușor pe mașinile electrice, în dauna autonomiei, bineînțeles. Încă mai există stații de încărcare unde îți poți încărca mașina pe gratis. Dacă ai idei, sugestii sau critici constructive, te rog să le scrii în comentarii. Cam asta ar fi. Click pe like și subscribe, te rog. YouTube ordonează filmele în listă în funcție de numărul de like-uri și cu cât filmulețele cu idei de afaceri vor avea mai multe like-uri, vor ajunge să fie văzute de mai mulți oameni. Poate ajută pe cineva să pornească o afacere profitabilă și să schimbe viața. Mulțumesc și spor la avansare!